Râmnicu Vâlcea există două biserici cu hramul Sfântul Dimitrie, una situată în apropiere de primărie, cealaltă lângă gară, în apropiere de actualul centru de perfecționare pentru geniu Panait Donici. Ultima dintre ele este și cea mai nouă. Pictura proaspătă și luminoasă este completată cu un acoperiș nou-nouț din tablă de cupru. Părintele Ioan Mihalache spune că de fiecare dată Maica Domnului a fost alături de el și s-au găsit oameni cu suflet mare care să-l ajute. La biserică vin credincioși civili, dar mai ales militari. De aceea, nu întâmplător, comandanții structurilor militare trec deseori pragul lăcașului și participă la slujba de duminică. Pentru că pe data de 26 octombrie biserica își va sărbători ocrotitorul, Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, sunt așteptați toți cei care vor să împărtășească această bucurie cu slujitorii altarului. Un cort destinat credincioșilor care vor mânca prânzul a fost deja montat sub atenta îndrumare a părintelui Ioan Mihalache.